acestui sfânt care va binecuvânta această biserică și totodată Oneștiul și pe toți credincioșii care sunt în municipiul nostru. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această binecuvântare. Este adevărat că s-a declarat programul cu 30 de minute, dar cu ajutorul lui Dumnezeu căutăm să ne ținem de această, să zicem, rânduială. Vă mulțumim foarte, foarte mult. Totodată vă anunțăm programul care va urma. Deci vom ieși în întâmpinarea Sfintelor Moaște, a mâinii drepte a Sfântului Nicolae, care este adus din București, de la Biserica Sfântul Gheorghe cel Nou, împreună cu Părintele Emil Cărămizar, care este parohul acestei biserici și încă un părinte, apoi va fi sfârșit de Părintele Protopop din Moinești, de acolo vor ajunge aici la noi și vor rămâne până mâine dimineață în jurul orelor 8:30, când vor pleca din nou spre București. Rugămintea noastră este ca în seara aceasta să participăm, dacă putem, și cu rugăciune și cu tot sufletul la această sărbătoare, care este o sărbătoare a protoieriei noastre și arhiepiscopiei, și totodată să ne rugăm Sfântul Ierarh Nicolae să ne întărească în credință, în ajutor, în binecuvântarea pe care n-ar vrea Sfințitul o va da și copiilor care sunt din municipiul Onești și din zonele care sunt limitrofe. Vă mulțumim foarte mult! Deci noi împreună cu preacucenicii și părinți vom ieși în întâmpinarea înaltea Sfințitului în câteva momente. Așteptăm părinții care trebuie să vină de la centrul eparhial, părinții diaconi, și apoi vom face tot programul pe care l-avem. Vă mulțumim! Pentru aceeași noi, și strigăm ținem din corp.
mântuiască sufletele noastre. Înfrânsători credinței și chinătăților, învățători înfrânării, dar arătat pe tine turmei tale, poate Învățători, învățării, învățării,
Doamne al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Hristos, mâna Sfântului Ierarh Nicolae, binecuvintează Oneștiu. 7 ani de la ridicarea la gradul de arhiepiscopie. Cu puterea, cu lucrarea și cu harul milostivului Dumnezeu celui întreime slăbit, cu binecuvântarea preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și înalt preasfințitului Părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, au ajuns spre închinare la Biserica Sfântului Ierarh Nicolae din municipiul Onești, Sfintele Moaște, mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei. Se împlinesc totodată 7 ani de la ridicarea Episcopiei Romanului la rangul de arhiepiscopie cu titulatura Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Proclamarea oficială a ridicării în grad a avut loc în ziua de 13 septembrie 2009 în cadrul Sfintei Liturghii Oficiate la Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Cuvioasă Parascheva de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. În cei 7 ani de existență, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a cunoscut o dinamizare a activității tuturor sectoarelor care își desfășoară misiunea în cadrul centrului eparhial, aflat sub directa îndrumare în al preasfințitului Părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. În contextul sărbării anului 2016, de către Biserica Ortodoxă Română, ca anul omagial al educației religioase, a tineretului creștin ortodox și având în vedere proiectul educațional eparhial Lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, și în Protoierea Onești au avut loc, începând cu data de 8 septembrie 2016, manifestări cultural-religioase, respectiv procesiune la Mănăstirea Giurgeni, la Centrul Eparhial și Metocul Sfinților Părinți Ioachim și Ana, Biserica Copiilor, lansarea CD-ului Imne din Lumină Lină și alte activități. Iar în seara zilei de 12 septembrie 2016, sărbătoarea este întregită de aducerea raclei cu Sfintele Moaștere Sfântului Ierarh Nicolae, ocrotitorul copiilor și al oneștenilor, raclă ce se află de 400 de ani în Biserica Voievodală Sfântul Gheorghe Nou din București, titoria Sfântului Martir Brâncoveanu. Zi de mare însemnătate duhovnicească, eveniment istoric pentru Biserica Sfântul Nicolae Onești și pentru toți credincioșii oneșteni. Biserica Parohială Sfântul Nicolae din Onești, construită în anii 1843-1849, pe temelie de piatră de către titorul Alecu și Aur Aslan, mare hatman, ce păstrează catapiteasma și un număr de icoane praznicale, pictate de pictorul Gheorghe Tătărescu, monument istoric și de referință pentru municipiul Onești,
îl are ocrotitor pe Sfântul Ierarh Nicolae de peste 170 de ani. Astăzi, 12 septembrie 2016, având binecuvântarea noastră, mâna dreaptă a Sfântului Nicolae a fost adusă ca binecuvântare și pentru oneșteni și pentru toți credincioșii din această zonă. Cu trupul la Bari în sudul Italiei, cu un braț în nord-estul Franței și cu moaște ale mâinii drepte în țara noastră, Sfântul mărturisitor neînfricat al Evangheliei continuă să aducă pace, bucurie și binecuvântare de la Hristos Dumnezeu și în zilele noastre. Astfel, în cadrul acestei manifestări, a avut loc slujba arhierească de binecuvântare a începutului de nou an școlar, iar copiii prezenți au primit din partea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, precum și a protopopiatului Ionești, darul care să le fie de folos la școală. Binecuvântarea Preamilostivului Dumnezeu. La început de nou an bisericesc astăzi, 12 răpciune, Indictionul 2016, Odovania Praslicului Nașterii Maicii Domnului, după duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, efortul tuturor se vede încoronat prin săvârșirea acestei slujbe de binecuvântare și la mulțumire lui Dumnezeu, Maicii Domnului și Sfântului Ierarh Nicolae și tuturor Sfinților de către noi, Ioachim din Mira lui Dumnezeu, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. La acest moment de sărbătoare pentru municipiul Onești și Biserica Sfântului Nicolae, au fost prezenți Părintele Profesor Emil Nedelea Cărămizaru, parocul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou, părinți consilieri inspector, Părintele Protoiereu, Costel Mare și al protopopiatului Moinești, alături de preoți din parohiile protopopiatului Onești, reprezentația autorităților locale și mulțime de credincioși. Binecuvintează, Doamne, pe copiii, profesorii, învățătorii, părinții și credincioșii noștri. Luminează-i ca să învețe cele bine plăcute ție și întărește în credință ca să te mărturisească printr-o viețuire curată. Lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți. Amin. Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale, și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Mare, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale, și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Domnului nostru Iisus Hristos, singur care faci minuni fără de număr, a lucrării glasnice peste ape multe pe care ai văzut câte apele s-au temut și s-au tâmplat al sâmpului și mulțimea fiezului apelor, a lucrării unde se în mare și cărările în ape multe și faci și nu se cunosc. Care prin botezul unei născut fiului tău celui întrupat și prin vinirea preasfântului tău asupra lui chip de porumbel, și prin glasul tău cel părintesc ai sfințit curgerul Iordanului pe tine acum cu minință te rugăm. Și cu stăruință cerem noi revrânciorului tăi, trimite harul preasfântului totul peste apa aceasta. Cu cerească ta binecuvântare, binecuvântează-o, curățește-o, sfințește-o. Și dă harul și binecuvântarea Iordanului și puterea care curățește toată întâlnăciunea. Care ridică toate neputința și aruncă demonii și toate uneltirile și cursele lor. Și cu puterea, cu lucrarea și cu harul prea Sfântului, tu arată a fi tuturor robilor tăi care cu credință o vorbea, o vor lua, se vor stropi cu ea, să le fie spre tare păcat, spre depărtarea patimilor, rugare tot răul, spre mulțirea virtuților, vindecarea bolilor, spre sfințirea și binecuvântarea copiilor, care încep anul școlar
spre alungarea duhurilor pierzătoare și răufăcătoare și spre apropierea Harului Tău. Că Tu ești care binecuvântezi toate, Dumnezeu nostru, e slavă, înălțăm, împreună cu unul născut prea sfântul și bunul de viață, Făcătorul Tău, Tu. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului Tău. Capetele voastre, Domnului, să le plecați. Ție, Tată, Tu ești Sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Luca citire. Slavă-ți, Doamne, slavă-ți. Să luăm aminte. Zisa Domnul, ascultați pilda aceasta ieșit asemănătorul să se rezența sa. Se mănânc el afară că a căzut lângă drum și a fost călcat cu picioarele și păsările cerului a mâncat-o. Altă parte a căzut în loc pe drum și la care sării s-a uscat pentru că nu avea umezială. Altă parte a căzut în mijlocul spinilor și spinii crescând odată cu ea înăbușită. Iar altă parte a căzut în pământul cel bun și crescând a făcut rod însuțit. După ce a spus acestea, a strigat cine are de urechi, urechi auzi se audă. Dar ucenicii nu l-au întrebat ce înseamnă pilda aceasta, atunci el i-a răspuns. Vă băie se da să cunoașteți taine împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți se pilde, pentru că văzând se nu vadă, și auzi să nu înțeleagă. Iar pilda aceasta înseamnă sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Iar cele ce lângă, încăzute lângă drum, sunt cei care au cuvântul, dar nu-i diavolul și ia cuvântul din inima lor, că nu cumva prezența se mântuiască. Cei din loc pe drum, aceia care au zis cuvântul, primesc
bucurie, dar aceștia nu au rădăcină, ci cred până la o vreme, dar la vreme de ispită se leapădă. Cei căzute între spini, aceștia sunt cei care au cuvântul, dar umblând după coboara grijilor, la bucățirul și-a păcerul vieții, aceștia se năbușesc și nu rodeze să vârși. Iar cele în pământul cel bun, aceștia sunt cei care cu inimă curată și bună au zi cuvântul, îl păstrează și fac rol în răbdare. După ce a spus acestea, a strigat și neoră urechi de auzit să audă. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Domnului să le rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce dintr-un începutul zidirii tale ai pus întrânsa înțelepciune, cumpără și putere, Cel ce pe omul cel creat de tine l-ai înzestrat cu suflete viu, cu libertate și cunoștință de sine, cu virtutea de a alege între bine și rău, cu puterea de a te cunoaște prin descoperire, dar și prin făptura cea văzută și nevăzută. Cel ce a înțelit întrânsul minte luminată, vindecată limpede. Cel ce l-ai înarmat pe cuvânt pătrunitor și dreaptă socotință. Tu, Cel ce l-ai împodobit pe David cu darul cuvântului și pe Solomon cu harul înțelepciunii, Tu, Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, care la numai vârsta de 12 ani îi urmat pe învățații din templu ca cu învățătura sa cea mai crezută pe cuprindere. Tu, Doamne, Cel ce dintr-un început înălțimii cerului Tău duhovnicesc, iubesc acum pe Tine aceștia în pragul părților deschise și în așteptarea dascărilor lor. Tu, Iisus Dumnezeule, binecuvintează începutul, întărește voința și luminează-le mintea spre dobândirea cunoștințelor celor folositoare spre descoperirea adevărului Tău. Păzește toți copiii care încep școala, de cursele rătăcirilor celor perzătoare de suflet, înalță deasupra tuturor grijilor mărunte, dăruiește-le râmna învățăturii și cuprinderea cunoașterii, înzestrează cu voința de a-și iubi biserica, patria și neamul prin cormara sufletului lor, deprinde-i cu bucuria de a-ți rosti numele, și de a-și pune nădejdea în ajutorul și binecuvântarea Ta. Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, care cu chipul Tău ne-ai cinstit pe noi oamenii, și ne-ai îmbrăcat cu voie de sine stăpânitoare, Cel care a intrat în biserică la jumătățirea praznului și a învățat pe oameni că se mirau popoare, ziceau, de unde știa acesta Scriptura nefiind învățat? Și David grăiește, veniți fiilor, ascultați-mă pe mine și vă voi învăța pe voi frica Domnului. Cel care a învățat pe Solomon înțelepciunea Dumnezeului al tuturor, cuvântule, Împăratea tuturor deschide sufletul și inima și gura copiilor acestora care se roagă prin noi și care începe a se pregăti în școală ca să priceapă, să învețe, să facă voia Ta. Ferește pe dânsul de toate ispita diavolească. Păzește în toate zilele vieții lor și făcându-i se spărească totdeauna în toate poruncile Tale pentru rugăciunile preasfinte răsătoare de Dumnezeu, rugăciunile Sfântului Ierar Nicolae, ocrotitorul Sfântului locașului acestea, și a cărei mână binecuvântată este
așezată spre închinarea noastră aici, că Tu ești Zăpăzitorul și Cercetătorul sufletelor și trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeu nostru. Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Amen. Doamne Dumnezeu nostru, pe Tine cercești lumină și niciun întuneric nu poate să se acopere, să acopere slava Ta cea neapropiată. Căci Tu singur ai nemurirea și locuiești în lumina cea neapropiată, Cel ce la plinirea vremii, ai trimis pe unul născut Fiul Tău, cel unul născut din pururea Fecioară Maria, pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie lumină lumii. Te rugăm astăzi, Doamne Dumnezeu nostru, luminează cu strălucirea luminii Tale pe toți robii Tăi, profesori, educatori, elevi, tine și tinere, precum odinioară ai luminat pe toți patriarhii și dreptii, căci toată înțelepciunea cea de la Tine este dăruită oamenilor prin Duhul Tău cel Sfânt, ca toate să se împlinească, să le arate binefăcutăție. Deschide, Doamne, mintea, sporește-le stăruință și dorirea cunoașterii, ferindu-i de cursele văzuturilor și văzuturilor vrăjmari de toate ispitele și merejele de cele jucătoare de suflet, în care sunt prinse inimile celor care s-au îndepărtat de la Tine, Dumnezeu nostru. Ocrotește, Doamne, cu harul Tău pe toți copiii, pe toți elevii, profesori și educatori, și ajută-le tuturor pentru rugăciunile Sfântului Rar Nicolae, ocrotitorul copiilor și a noastră tuturor, care cu iubire de oameni se revarsă asupra noastră de la unicul născut Fiul Tău, cu care ești binecuvântat prea Sfântului Bun de viață, Făcătorul tot Domnul. Acum și purtea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ție. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale, cu puterea cinstitei și viațătoarei cruci, ale Sfinților, slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat împreună cu toți Sfinții români ocrotitori ai țării noastre, ale Sfântului Erar Nicolae, arhiepiscopul mirilor, lichilor, marele făcător de minuni, a cărei sfântă mâine se află aici pe închinarea noastră a tuturora, patronul și ocrotitorul acestui sfânt așezământ și al orașului nostru, ale preacuvioasei Maicii noastre, mult milostiva, și Sfânta Parascheva și a Sfântului Antipa de la Calapodești, patron și ocrotitor ai eparhiei noastre, și ale Sfinților Drepților Dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, și ale tuturor Sfinților Săi, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un singur bun și de oameni iubitor. Iară și iară cu milință pe genunchiilor noastre, Domnului să ne rugăm. O frate, Părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință
către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine. Sârguiește de graba de a ajuta, izbăvește urma lui Hristos de lupii cei ce o răpesc pe ea și toate părțile creștinești le ocrotește și le păzește prin sfintele tale rugăciuni de gâlcevile lumești, de cutremur de venirea altor neamuri asupra-ne, de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și de moarte grabnică, și precum ai miluit pe cei trei bărbați care ședeau în temniță și i-ai izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa ne miluiește și pe noi, cei ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul suntem într-un tuneric cu păcatelor și ne izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de chinul cel veșnic ca prin solirea ta cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos Dumnezeu să ne dea nouă viață lină și fără de păcat, ca să viețuim în veacul acesta și de partea stării de-a stânga să ne izbăvească și în partea de-a dreapta, împreună cu toți Sfinții, să ne vrădicim. Acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru rugăciunile Sfinților, Sfântul Ierarh Nicolae, cel tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni. Dragătenici părinți, iubiți credincioși, Sfânt Domnule Primar, înainte de a începe programul de închinare și de slujbă liturgică care s-a organizat cu prilejul sosirii Sfintilor Maște ale Sfântului Ierarh Nicolae în cetatea Oneștiului, doresc mai întâi să aduc mulțumire lui Dumnezeu pentru această distinsă sărbătoare care s-a organizat în eparhia noastră cu binecuvântarea Părintelui Patriarh Daniel. Și vreau să vă anunț că mila lui Dumnezeu se revarsă totdeauna asupra noastră, a celor care suntem receptivi și receptacoli în același timp, de viață curată și cei care râvnim să primim darul de la Dumnezeu prin mâna binecuvântată a Sfinților Săi, care sunt prieteni și casnici lui Dumnezeu, e bine, iubiții mei, totdeauna Dumnezeu o face dacă noi ne înălțăm cugetele dincolo de ceea ce este material, dincolo ceea ce cade sub simțurile noastre empirice, dincolo de ceea ce este istorie, dincolo de ceea ce este omenesc și trupesc. De aceea, poate înainte de a începe partea liturgică, mai este un mic rântei pentru deschiderea anului școlar 2016-2017, pentru faptul că preoții noștri care sunt aici din protocopiatul Onești, animat de Părintele Protocop, au pregătit niște daruri speciale pentru toți cei care încep această osteneală a învățământului. Dar între toate acestea aș ruga pe Părintele Emil Cărămizaru, care Părintele Patriar l-a trimis aici, în cetatea Oneștiului, a Moineștiului, a Dărmăneștiului, a Târgului Ocna, toată depresiunea aceasta intermontană din județul Bacău, cu Sfintele Maște, ca să binecuvânteze toată suflarea, pe toți cei care iubesc Podoaba Casei Dumnezeu și pe toți cei care râvnesc să ajungă la Dumnezeu prin rugăciunile și mijlocirile Sfinților în Săi. De aceea, după ce se organizează această donare de semne ale dragostei noastre cu copiii, pentru liniște să-L ascultăm pe Părintele Emil, care ne va spune niște lucruri însemnate despre aceste Sfinte Maște care s-au așezat aici spre închinarea noastră. Și ceea ce mă privește că era ca locul, vă mulțumim că ați fost receptivi la chemarea noastră
și datorită faptului că receptivitatea frăților voastre am văzut-o de la faptul că am anunțat târziu acest program și iată parohia aceasta cu preoții de aici, le mulțumim, s-a organizat într-un fel, ajutat și de de ceilalți preoți, dar de domnul primar în special, mai ales că poartă numele Sfântului Nicolae și astăzi va binecuvânta Sfântul Nicolae pentru perioada care o începe în oseneala sa și în râna sa de a face câte ceva în plus față de ceea ce s-a făcut în Oreștiul acesta binecuvântat. Părinte Emine, vă mulțumim din tot sufletul, vă îmbrățișăm, vă salutăm sufletul noastră nou, cinstit și iubitor de sfinți, care acolo, în centru Bucureștiului, la kilometrul zero, a făcut acea fapte minunate pentru preaslăbirea lui Dumnezeu și mai ales pentru reafirmarea spiritualității și credinței noastre drept măritoare ortodoxe. Și acolo, bineînțeles, sunteți de acum paradigmatic pentru biserica noastră, pentru că ați ridicat în timpul frăției voastre, s-a ridicat spiritualitatea și credința în eroul sau martirul neamului Sfântul Constantin Brâncoveanu cu fiii săi, care s-au reașezat în această biserică frumoasă a voivozilor de înainte, dar care s-a rectitorit, a putea spune, prin măsurile frăției tale cu binecuvântare Părintele Patriarh. Vă mulțumim încă o dată și rog pe Dumnezeu și pe Sfântul Nicolae și Sfinții săi să vă binecuvânteze tot ceea ce faceți pozitiv pentru binele obștești și binele bisericii noastre. Vă sărut dreapta Rândă Sfințită Părinte Arhiepiscop. După ce în luna decembrie anul trecut am obosit cu binecuvântarea pe fericitului Părintelui nostru Patriar Daniel, întâi stătătorul bisericii noastre ortodoxe, la chemarea noastră Sfinției voastre și binecuvântarea noastră Sfinției voastre, în cetățile Bacăului și ale Romanului, iată că Sfântul Nicolae, pentru binecuvântările sale, a rânduit ca să ajungem și în această zonă, în cetatea Moineștiului și în această seară prea frumoasă, aici, la Onești. Este rânduiela Sfântului Nicolae, Părintele Protopopului, vorbea despre vechimea așezării Sfintelor Moaște în cetatea Bucureștiului. Sunt 416 ani de când un martir al neamului nostru românesc, vodă Mihai Viteazul, a hotărât să aducă acest odor, această mână dreaptă a Sfântului la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, care este așezat acum la kilometru zero al României. Într-o zi de 23 august 1595, în lupta de la Călugăreni, Mihai Viteazul a purtat acest odor în dreptul inimii, pentru că el avea o evlavie deosebită la Sfântul Nicolae. A fost la vreme de mare cumpănă și Sfântul Nicolae i-a salvat viața, el a promis că îi va aduce mâna dreaptă de la Bari la București și așa a și făcut. La această dreaptă a Sfântului Nicolae s-a închinat cel mai mare martir al Europei creștine. Este un român, voievodul Sfânt Constantin Brâncoveanu. Este o măsură a demnității noastre naționale. El este cel care a ctitorit mai târziu biserica pe locul unei biserici mai vechi. La această mână a obosit de multe ori și poetul neperechi al românilor, Mihai Eminescu. El a fost prohodit de altfel în biserica Sfântul Gheorghe Nou din București. Și multe alte personalități și piscuri înalte ale neamului nostru au poposit și s-au rugat, au îngenunchiat înaintea acestui odor sfânt pe care îl are biserica noastră. Iată, în preasfinția voastră, avem cu binecuvântarea lui Dumnezeu la București, de acolo de unde răsare soarele pentru român, cum prea frumos spunea Alexandru Flacuță, o simbioză atât de frumoasă între moaștele Sfântului Nicolae și ale Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu. De acolo luminează lumină multă. A hotărât prefericirea sa ca să mergem cu această dreapta Sfântului
în toată țara, pentru că este odorul de suflet al lui Mihai Viteazu, cel care la anul 1600 a făcut unirea simbolică a românilor de pretutinde. Și să nu uităm că peste numai 2 ani vom serba 100 de ani de Românie mare și binecuvântată de Dumnezeu. Și Sfântul Constantin Brâncoveanu prin moaștele sale în anul 2014 și Sfântul Nicolae merg în țară ca să aprindă candela nestinsă a credinței noastre și să o împețească cu lumina lor din Împărăția lui Dumnezeu. Ca să ne dea mai multă credință, mai multă tărie, mai multă convingere, mai multă iubire, mai multă unitate. Vă mulțumim din sufletul nostru, Preasfințite Părinte Arhiepiscop. Este prima eparhie unde Sfântul Nicolae poposește prin moaștele sale a doua oară, arătând că Sfântul Nicolae vă iubește mult și vă prețuiește strădania pe care o depuneți în această frumoasă eparhie și mai ales ceea ce faceți pentru tine, pentru copii, pentru că Sfântul Nicolae, se știe, este ocrotitorul copiilor și multă bucurie este în cer pentru lucrarea pe care o faceți împreună cu părinții consilieri, părinții protopopi și părinții care slujesc pe aceste meleaguri și împreună cu credincioși. Și vă mulțumim! Sfântul Nicolae aduce roadă multă. Spuneam și aseară și cu asta închei, nu există săptămână de la Dumnezeu ca să nu primim de la credincios semn de binecuvântare, spunându-ne cât bine și câte minuni înfăptuiește Sfântul Nicolae prin această dreaptă a sa. Această dreaptă a Sfântului care rămâne în seara aceasta la Onești, mâine se va întoarce acasă să vă binecuvinteze pe fiecare în parte cu lumină și cu dragoste, să luptăm dreapta în apărea Sfințitului Părinte Arhiepiscop. Mulțumim voastră pentru această mare bucurie pe care mi-a făcut-o nouă tuturor. Eram la Sfințire la Turuiană când împreună cu Părintele Costel ne-a adus această bucurie și vă mulțumim din suflet. Sunt stăpânit de emoții, este adevărat. Timpul a fost atât cât am putut noi să-l pregătim, am vrut să mai mărim, să facem în așa fel încât el să devină mai încăpător. Dar iată că Sfânta Lună a Sfântului și pe care noi ne împărțim personal la copii cu această problemă și cu aceste probleme din familie lor. Vă mulțumim în al preasfinția voastră, avem în partea stânga noastră directorii, notabilitățile care sunt ale orașului acestuia, să vă rugăm din partea noastră, din partea în al preasfinției voastre, să oferiți o carte și pe care în altă asfinția voastră ne-ați înmânat-o și ne-ați adus-o. Și este vorba despre ontologia iubirii și o icoană a Sfântului Ierarh Nicolae. Vă mulțumim, Părinte Emil, încă o dată, Părinte Protoiereu Costel, vă mulțumesc din tot sufletul și promitem că la anul, dacă ne-a stăt Dumnezeu și nu vrem să ne facem darul, să fim măcar la un sfert din Înălțimea Moieștiului. Vă mulțumim! Pentru domnul primar, toată prefirea noastră, îi oferim o icoană a Sfântului Ierarh Nicolae și cartea în alta a Sfinției sale. Vă mulțumim! Domnul director, copii! Înălțimea Moieștiului
Nu intră, doamnă, nimeni pe aici. Copiii am găsit. Intră pe acolo și ies pe aici. Pe două rânduri o să ne închinăm, pornind de pe un rând de aici și nu mai mult de 4-5 persoane odată. Dacă stați și pe dreapta și pe stânga, n-ați de gândit.
Thank you.